Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre zonele climatice ale Terei. Zonele climatice reprezintă fâșii aproape paralele care prezintă o omogenitate a caracteristicilor principale ale aerului. Acestea au luat naștere ca urmare a mișcării de revoluție a planetei și a înclinării axei terestre. Pe glob întâlnim zona caldă între cele două tropice, dinspre ecuator până la tropice, atât în emisfera nordică cât și în cea sudică, zona temperată între tropicul de nord și cercul polar de nord în emisfera nordică, respectiv între tropicul de sud și cercul polar de sud în emisfera sudică, și zona rece între cercurile polare și cei doi poli. În cadrul fiecărei zone se disting mai multe tipuri de climă. În zona caldă distingem următoarele tipuri de climă. Climatul ecuatorial, cu temperaturi ridicate și constante tot timpul anului, precipitații însemnate, peste 2000 de milimetri pe an, evaporare continuă și mișcare ascendentă a aerului numită calm ecuatorial. Un loc unde întâlnim clima ecuatorială este orașul Victoria, aflat în insulele Seychelles, în apele Oceanului Indian. Clima tropicală cu două anotimpuri, sau musonică. Aici întâlnim temperaturi ridicate tot timpul anului, un anotimp ploios și unul secetos. Se manifestă vânturi sezoniere numite musoni. Clima tropical uscat. Temperatură ridicată tot timpul anului, cu diferențe mari de temperatură de la zi la noapte, precipitații reduse sub 300 de milimetri pe an și vânturi puternice permanente. Urmează zona temperată. Aici întâlnim 4 anotimpuri, temperatura și cantitatea de precipitații variind de la un anotimp la altul. În această zonă bat vânturile de vest și se disting următoarele tipuri de climă. Clima mediteraneană sau subtropicală, cu temperaturi ridicate, veri calde și secetoase, ierni blânde și ploioase. Clima temperat oceanică, cu temperaturi optime, precipitații bogate și vânturi permanente venite dinspre ocean, vânturile de vest. Clima temperat continentală, cu diferențe mari de temperatură de la un anotimp la altul, cantitatea anuală de precipitații scade cu cât ne depărtăm de ocean. Zona rece, localizată între cercurile polare și cei doi poli. Aici temperaturile medii anuale sunt sub 0 grade Celsius și precipitații preponderent sub formă de ninsoare. Tot aici bat vânturile polare care sunt foarte reci. Se disting la nivelul acestei zone două tipuri de climă. Clima subpolară, în zona cercurilor polare, cu temperaturi foarte mici, în cea mai mare parte negative, precipitații reduse, un scurt sezon mai cald, care poate fi considerat de vară. Tot aici sunt întâlnite vânturi foarte puternice. Clima polară, cu temperaturi foarte mici, negative, aproximativ 9 luni de iarnă, vânturi reci puternice și permanente, zi și noapte polară. Câteva luni, soarele nu apune, respectiv nu răsare deasupra orizontului. Acum vă propun, dragilor, rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Accesați site-ul climatedata.org, introduceți numele localității voastre în bara de căutare și descoperiți. Puteți să accesați acest site chiar scanând codul QR din partea stângă a ecranului. Ce trebuie să descoperiți? Ce tip de climă este întâlnit în localitatea voastră? Care este luna cea mai călduroasă? Care este luna în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitații? Vă doresc succes! Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!